Am citit în multe comentarii că nu înțelegeți mulți dintre voi ceea ce zic la început. Salutul meu, adică hey people. Hey people. Simplu. Da, asta e modul meu de a mă adresa vouă. E forma mea călduroasă de a vă spune bine ați venit și îmi sunteți dragi și vă îndrăgesc mult și etc. Deci nu zic nici hey birds, nici Justin Bieber și nici, nu știu, hey babies, cum am mai citit. Nu. Hey people. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on to me. Hold on to me. Hey people, eu sunt Miremi și mă bucur tare mult să fiu încă o dată alături de voi. Da, știu, se mai aude puțin eco în camera mea. Însă, în timp, voi rezolva și această problemă, vă rog doar să mai aveți puțină răbdare. Bun. În acest video vă aduc din nou un tutorial în care ne recondiționăm hainele vechi. Am văzut că v-a plăcut atât de mult videoul anterior, în care am recondiționat acele 3 perechi de pantaloni și le-am făcut pantaloni scurți, foarte creativi și interesanți. Și am văzut că mi-ați cerut foarte mulți dintre voi pe paginile mele de socializare să mai realizez astfel de videouri. Și ce-i drept, eu mai aveam așa un plan să mai modific, să mai recondiționez 2-3 hăinuțe din garderoba mea. Și m-am bucurat tare mult că am văzut insistențele voastre să mai realizez un astfel de video, pentru că așa aș putea să împart cu voi și aceste recondiționări. Pentru că dacă le-aș fi făcut toate în videoul anterior, videoul ar fi devenit foarte lung și probabil plictisitor. Înainte să înceapă videoul, vreau să amintesc un lucru și anume, voi nu trebuie să urmăriți 100% toți pașii pe care îi realizez eu în acest video. În ideea că, cel mai sigur, hainele voastre sunt diferite față de ceea ce am eu. Și ar fi absurd, ținând cont că este un video de recondiționare a hainelor vechi, ar fi absurd să mergeți să vă cumpărați exact materialele și hainele pe care le am eu. Așa că, ceea ce vă dau eu în aceste DIY-uri sunt doar câteva idei sau doar câteva trucuri ca să faceți și voi la fel, dar cu alte haine, cu alte materiale, cu alte culori, fie mai copilăroase, fie mai serioase. O să vedeți că eu am așa două modele, una puțin mai serioasă și una mai copilăroasă, ca să le am pe toate așa, să vă împac pe toți. Dar voi puteți folosi, sau vă puteți folosi, de exemplu, de tehnica cea mai copilăroasă pentru a realiza, nu știu, ceva mai artistic, mai nu neapărat copilăros. Și invers, de tehnica cea matură pentru, nu știu, a lipi tot felul de desene și de chestii pe care le aveți sau le aviați pe alte haine interesante care acum vă sunt mici sau rupte sau nu vă mai folosiți de ele. Asta am vrut să zic dintre videouri. Pentru primul DIY mă folosesc de o geacă de blugi, de o bluză veche cu o brodărie interesantă, o foarfecă și lipici pentru textil. Eu de data aceasta folosesc lipici universal. Materialele nu trebuie să fie exact ca ale mele. Tu îți poți personaliza o pereche de blugi sau chiar un tricou. Și de asemenea, bluza ta veche nu trebuie să arate exact ca a mea. Alegeți una pe care nu o mai porți, însă de la care îți place fie brodăria, ca și în cazul meu, fie vreo inscripție sau chiar paietele. Lasă-ți imaginația să zboare. Bun, eu încep prin a decupa zona de care sunt interesată. și anume această brodărie drăguță. După ce am decupat totul, voi poziționa elementele pe vesta de blugi și le voi aranja până le găsesc poziția cea mai potrivită pentru gustul meu. Iar în cele din urmă le voi lipi cu grijă și voi presa totul bine. Eu am considerat că e mai ușor să lipesc treptat elementele pe geacă, ținând cont că acestea sunt destul de mari. Just assumed I'd play the part. Lipesc ce-a rămas și în zona din față, cu grijă la guler. Da, e important să lucrezi cât se poate de atent și de curat, altfel vei păți ca și mine. Am decupat două dreptunghiuri pe care le-am lipit în zona buzunarelor. Mi se pare că acestea îi dau un efect și mai drăguț vestuței. Și cam acesta este rezultatul. Ca să acopăr pata de lipici, am lipit câte două bucăți de material. Și gata! Pentru al doilea exemplu, ai nevoie de o fustă sau un tricou, etc. de carioci pentru textil colorate. Pentru că fosta mea e imitație de piele, am făcut câteva teste înainte și am observat că se lucrează mult mai ușor cu marcare colorate decât cu cele pentru textil. Am ales să-mi personalizez această fustă datorită acestor pete care nu mai ies nicicum. Așa că m-am hotărât să le acopăr. Și nu prea multe de explicat. Practic, voi desena tot ce-mi trece prin cap. Aleg ca desenele să fie copilăroase și simple, lipsite de prea multe detalii. Realizez niște doodle, la fel ca cele realizate împreună cu voi pe Twitch. Cei care m-ați urmărit știți despre ce vorbesc. Și aici voi face o paranteză în care vă spun că voi reveni în scurt timp și pe Twitch cu desene noi. Bun, închid paranteza. I'll be here as your foundation, and I say, hey, you just let it go. Your struggles won't remain, and I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me, hold on to. Desenele le colorez cu markere și repet acești pași pe întreaga suprafață a fustei. Tu nu trebuie să urmărești acest stil copilăros. Poți să desenezi ceea ce îți place ție. Case, oameni, portrete, norișori. Poți să desenezi mai multe desene sau să ai doar unul pe care să le repeți la infinit. Tu decizi. Important e să-ți lași imaginația să zboare. Și cam acesta este rezultatul final. Eu una sunt foarte mândră de rezultat. Că ai învățat lucruri noi de la mine. Dacă e prima dată când vezi această față și dacă îți place ceea ce fac, te invit cu mare drag și cu mare căldură și cu multă dragoste și cu multe îmbrățișări să te abonezi și să faci parte din mica noastră familie, să dai un mare like dacă ți-a plăcut acest video și să-l împarți și cu prietenii tăi sau cu paginile tale de socializare. Asta mă va ajuta enorm pe mine, dar și pe voi. Vă promit. Bun. Dacă realizezi tu, nu știu, o tehnică din cele pe care vi le-am arătat eu în videourile mele, aștept să faci o poză hainelor tale și să mi le trimiți pe paginile mele de socializare. Cu asta vreau să spun că am pagini de socializare, și că mă puteți urmări și acolo. Acolo comunic foarte des cu voi, vă spun foarte multe lucruri despre viața mea, despre lucrurile care mi se întâmplă. Aproape zilnic comunic cu voi și vă răspund și la mesaje și la întrebări. Deci dacă încă nu mă urmărești pe paginile mele de socializare, ce mai aștept? Și cam asta a fost totul pentru azi. Vă îmbrățișez și vă iubesc. Bye, bye!